Undeva, pe lângă București, se află o căsuță cu o mică livadă, unde se spun povești. De fapt, se citesc. Pentru copii, mai ales. Dar cine știe? Poate și părinților le-ar prinde bine să-și mai uite grija zilei. Când e vreme bună, rămânem afară. Când nu, ne căutăm un loc prin casă. O să vă citesc o poveste care se cheamă Ai grijă ce-ți dorești. De mult trăia un negustor hapsân, rău la suflet, care nu avea altă bucurie decât să strângă cât mai mult bănet. Niciodată nu ajutase pe nimeni cu nimic. Nu-l interesa decât să-și sporească averea și nu-i păsa deloc de cei din jurul lui. E, deștept e cel care știe să facă bani, se lăuda el într-una. Își ridicase cea mai mare casă din întreg ținutul, purta hainele cele mai scumpe și se zvonise că are mai mulți bani decât însuși împăratul. Dar știți voi vorba aceea din bătrân care spune că fiecare pasăre pe limba ei piere? Cum adică? Păi iată cum. Într-o dimineață, negustorul s-a încuiat singur în casă și a scos toți banii și a început să-și numere averea. Era tare încântat când vedea ce bogat este. Deodată însă, o lumină puternică a înăvălit în odaie. Speriat din calea afară, negustorul a crezut că îl paște vreo năpastă, că o fi luat casa foc sau cine știe ce grozăvie se petrecea. Dar când s-a uitat mai bine, în mijlocul luminii, a văzut un înger în toată splendoarea lui nepământească. Era mai frumos decât orice zână și mai luminos decât soarele însuși, iar îngerul i-a vorbit. Omule, m-a trimis bunul Dumnezeu să te pedepsesc pentru răutatea ta, căci nu ai inimă deloc și nu-ți pasă de cei din jur, îți pasă doar de bani și de avere. Negustorul s-a îngălberit de spaimă și a simțit că îi fuge pământul de sub picioare. Tremurând din toate încheieturile, cu glasul sfârșit, a întrebat: și ce pedeapsă mă așteaptă? Ei, omule, i-a răspuns îngerul, nu știi vorba aceea că Dumnezeu nu dă cu parul? Așa că pedeapsa ta este următoarea. Gândește-te bine ce îți dorești, iar eu o să-ți îndeplinesc acea dorință pe loc, oricare ar fi ea. E o pedeapsă asta? Nu. Dacă știi, nu. Eu știu. Nu. Tu știi povestea. Dacă știi ce să-ți alegi, nu. Dacă știi ce să-ți alegi, nu este o pedeapsă. Hai să vedem. Ei bine, negustorului nu-i venea să creadă. Ce noroc, ce binecuvântare pe capul lui, cum îngerule. Pot să-mi doresc orice, dar asta nu e o pedeapsă. E cel mai bun lucru care putea să mi se întâmple. Ura! Nu-mi vine să cred! Sau e o pedeapsă? Să vedem. Gândește-te bine, omule, mai zise îngerul. Ei bine, știu ce-mi doresc cel mai tare. Tot ce voi atinge să se transforme în aur, căci aurul este cel mai de preț. A spus bogătașul cu ochii sclipind de lăcomie. Prea bine, fie după voia ta. Din această clipă, orice vei atinge se va transforma pe loc în aur curat, a spus îngerul și a dispărut la fel de repede cum a apărut. Negustorul era foarte mirat, nu cumva visase, a întins mâna spre câteva monede de pe masă, le-a atins și toate s-au transformat în aur strălucitor. Bucuros, și-a pus amândouă mâinile pe masa de lemn, care se preschimbă toată în aur. Grozav! O să am aur și iar aur! O să fiu cel mai bogat om din lume! Ce deștept am fost să-i cer asta îngerului! Cu atâta aur o să pot să cumpăr orice, orice! Negustorul țopăia de bucurie,
prin casă, atingea totul în jurul lui și totul se transforma în aur. Nu este o pedeapsă? Ba da. Să vedem. Numai că după puțin timp a început să obosească și ca să-și tragă puțin sufletul s-a întins pe pat. Iar patul s-a transformat în aur. S-a transformat în aur. Era cam tare. Ce incomod e să stai pe metalul ăsta rece. Aș vrea un așternut moale. Nu-mi place ce simt. Patul e din aur, dar e tare și rece, nu mă pot odihni. Plin de necaz, a plecat spre bucătărie, cu gândul să mănânce ceva. Când a pus mâna pe umăr, Cati, ce s-a întâmplat? Era din aur. Mărul s-a transformat în aur. Ce să fac, Doamne, cu un măr din aur? Nu pot să-l mănânc. S-a dus la masă, unde erau mai multe bucate, și cum punea mâna pe ele, cum se transforma în aur. A băgat lingura în mâncare, lingura și mâncarea s-au transformat în aur. Vai de mine, a început negustorul să se văicărească. Ce mă fac? Simt mirosul mâncării, dar nu pot să mă apropii de ea, nu pot să mă ating de ea. Ce nebun am fost să-mi doresc asta. Dar era prea târziu. Își făcuse răul singur. A murit de foame, negustorul cel lacom. Și acum, Cati, poate că a fost totuși o pedeapsă. Așa e? Da. Cred că da. Bine. Și acum mai avem timp să vă mai citesc o poveste. Tot de Leon Magdan. O să vă citesc dintr-o carte care se cheamă Povestiri cu Sfinți pentru copii cu minți. Și o să vă citesc despre dărnicia Sfântului Onufrie. Cu sute de ani în urmă, domnea peste regatul său un împărat puternic și credincios, care nu avea însă niciun fecior. Și deși îmbătrânise, nu și-a pierdut nădejdea, ci împreună cu împărăteasa, se rugau în fiecare zi cerându-i lui Dumnezeu să le binecuvânteze casa cu un băiat care să moștenească tronul. Și bunul Dumnezeu s-a îndurat de rugăciunile lor. Și peste puțină vreme s-a născut în palatul regelui un prunc frumos pe care l-au botezat Onufrie, care înseamnă mereu fericit. Însă, printr-o descoperire dumnezeiască, împăratului s-a arătat că rostul acestui prunc minunat este să crească departe de palat și de gâlceava lumii. Așa că regele și-a luat fiul și cu ajutorul lui Dumnezeu a ajuns după cale lungă la porțile unei mănăstiri. Călugării l-au înfiat pe micuțul prinț, făgăduind să-l crească în credință și cumpătare. Regele le-a mulțumit și, punându-și nădejdea în Dumnezeu, l-a lăsat pe prunc la mănăstire și s-a întors la treburile împărăției. Iată că au trecut câțiva ani, iar copilul a crescut. Se învățase chiar să meargă singur. În fiecare zi îi cerea călugărului de la bucătărie câte o bucată de pâine. Pleca mulțumit, rupându-și pentru sine câte o bucățică să-și astâmpere foamea, iar cu restul pâinii dispărea în biserică. Călugării care munceau de zor împrejurul mănăstirii se întrebau nedumeriți: ce-o face băiețelul cu pâinea, că doar nu o sta în biserică să mănânce? De fapt, micul Onufrie se ducea grăbit la icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe și așeza în fața icoanei bucata de pâine, spunându-i pruncului Iisus Hristos din icoană: și tu ești mic și poate că și ție ți-e foame. Uite, ți-am adus pâine proaspătă să mănânci și tu. Apoi pleca bucuros și mulțumit. Călugării, neștiind nimic din toate acestea, s-au hotărât să-l dezvețe pe copil să mai intre cu pâinea în biserică. Să vedem. Încă nu știu. Și eu mă întrebam. Voi ce credeți? Că dispărea. Și eu cred. Au vrut să-l dezvețe pe copil să intre cu pâinea în biserică. Și într-o zi,
Când micul Onufri a venit iar să ceară o bucată de pâine, căci se făcuse foame, părintele călugăr de la bucătărie i-a spus că astăzi nu o să primească nicio firimitură. Să se ducă în biserică să ia pâinea de unde a pus-o. Nedumerit, băiețelul a plecat cu lacrimi în ochi. A intrat în biserică, s-a dus la icoana Maicii Domnului cu Mântuitorul și, în genunchi, cu lacrimi în ochi, a început să se roage de pruncul Iisus. Am venit la tine fiindcă mi-e foame și părintele nu vrea să-mi dea nimic de mâncare. Așa că te rog, dă-mi și mie o bucățică de pâine. Ți-am dat și eu când am avut. Deci micuțul Onufrie s-a rugat în fața icoanei, l-a rugat pe Iisus să-i dea și el o bucățică de pâine. Și s-a întâmplat atunci o minune dumnezeiască. Pruncul Iisus, zugrăvit în icoană, și-a întors privirea către băiat, i-a zâmbit și, aplecându-se din brațele Sfintei sale Maici, i-a întins micuțului Onufrie o pâine mare și frumoasă, caldă, cu miros îmbietor. Băiețelul s-a luminat la chip. A mulțumit frumos și a plecat cu pâinea în brațe, dar cu mare greutate, căci nu era doar o bucățică de pâine, cum dusese el la icoană, ci o pâine mare și grea pe care copilașul de câțiva anișori abia o putea ține în brațe. Da, Cati? Și fiind mai mult decât ar fi vrut el să mănânce, s-a dus cu ea la părintele stareț și la ceilalți călugări să le dea și lor. Ia uitați ce mi-a dat pruncul Iisus, a spus cu bucurie copilul, mândrindu-se cu dita mai pâinea proaspătă din brațele sale. Călugării au rămas uimiți cu toții de minunea săvârșită. Părintele stareț le-a împărțit tuturor câte o bucată din sfânta pâine să le fie spre binecuvântare și învățătură, iar călugării au spus cu toții că niciodată în viața lor nu mai mâncaseră o pâine atât de bună, pentru că pâinea aceea era frământată din dragoste și coaptă la flacăra credinței și dăruită lor printr-o minune dumnezeiască, atât de frumoasă cum numai bunul și milostivul Dumnezeu știe să facă. Peste ani, băiețelul a crescut și a devenit un tânăr plin de râvnă și de credință, ajungând după strădaniile sale și cu ajutorul lui Dumnezeu un mare sfânt. S-a retras în pustiu, unde a dus o viață simplă și binecuvântată până la adânci bătrânețe. Și de aceea este reprezentat în icoane îmbrăcat foarte sumar, căci se mulțumea întotdeauna cu puțin. Nu avea o fire pretențioasă, era blând și smerit. Sfântul Onufrie este pentru toți creștinii un exemplu de dragoste și de credință, o icoană a simplității și a smereniei. Și data viitoare o să vă spun altă poveste cu alt sfânt. Acum însă o să mergem prin grădina. Dar până să mergem, ia să vedem, nu știu dacă mai avem timp. Ce credeți voi? Orice om poate să devină sfânt? Da, nu. Hai, pe rând. Da? Nu? De ce? Așa zi. Citea sau nu? Nu. Da. Da? Tu ce crezi? Nu. 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 Da. Da. Nu. Deci da, cine a răspuns? Teodora și Andrei. De ce? Andrei, ai spus că? Dacă te rogi pentru alții, dacă ești modest, dacă te faci cât mai puține păcate, dacă te împărtășești, dacă te spovedești, dacă ești darnic, dacă... Cum să ajungi? Sfinții asta au făcut și au ajuns sfinții. Și erau oameni normali. Și oricine poate să facă asta? Nu, nu oricine. Cine are potențial. Și oricine are potențial? Nu. Bine, ia să vedem. Tu ce zici, Teodora? Eu zic că toată lumea se poate schimba, să devină o persoană nouă și să meargă pe alt drum.
și drumul spre drumul spre a deveni o spre sfințenie, de a avea dragoste de lume, de oricine, nu contează, indiferent de persoană, și să se roage mult, să fie un om bun la suflet, să ajute pe toată lumea. Dar orice om poate să fie sfânt. Cati, cine sunt eu să răspund la întrebarea asta? Eu sunt un povestitor. La întrebarea asta răspunde fiecare om și fiecare om își dă răspunsul. Eu cred că fiecare om care își dorește într-adevăr s-ar putea să reușească. Dar cine sunt eu ca să știu? Hai să mergem în grădină.